Fraților, trebuie să vin ai mei de la Climănești și pregătesc aici paste. Facem paste boloneze, avem aici carne din asta tocată, amestecvită porc. Aici fierbe apa, trebuie să adăugăm pastele Barilla. Și șef Otto o să pregătească cea mai șmecheră porție de paste pe care au mâncat-o părinții mei. Am pus jumătate de kilogram de carne, am pus usturoi, sosuri din aia din borcan și ce mai am pus? Oregano și busuioc ca și condimente. Atât. Aici fierb pastele, dar mi se pare că arată super tare sosul ăsta. Am avut sos arabiata în borcan, fără carne, de aceea am cumpărat carne separat. Și mi se pare că arată foarte bine sosul ăsta. Am făcut foarte mult sos, dar este ok. Pentru că eu oricum mie îmi place cu mult sos și nu pot să gătesc, frate, o porție, două de paste. Mi-mi place să fac dita mai oala. Și secretul este să o mai lăsați, le mai lăsați 2-3 minute să fiarbă cu sosul. Pentru că am foarte mult sos, este foarte bine. Mă ajută chestia asta să nu se lipească. Iar în timpul ăsta pastele o să-și mai tragă din sosul ăsta. Gata, masa e servită, au venit ai mei. I-am zis numai că mea să pune ea, ca să pot să filmez. Și o să punem și din ăsta, delicii calde de la Hochland peste. Un fel de parmezan, nu e chiar atât de puturos ca parmezanul, dar mie îmi place mult ăsta. N-am pus sare deloc, pentru că o să pun din ăsta destul de mult. Dar nu vreau să-mi scape toată punga. În fine, o să mai pun eu după aia. Cam așa arată, fraților. Poftă bună, vă doresc tuturor. Hala, nu sunt sportiv, dar le coc. Voi, vrăjitorul din os. Voi, pitez la fura ca Lucian. Voi, am plecat, a rămas fără voi. Oricine ești, orice vinzi, să nu te minți. Nimic nu valorează mai mult de 29 de arginți.